Nu este o afacere foarte profitabilă, dar îl ajută să trăiască. Împreună cu soția și încă câțiva ucenici, împletește sute de coșuri pe care le vinde mai apoi în piețele și târgurile din toată țara. Noi facem acasă, eu stau lângă Sovata la un sat mai mic și mergem, tăiem rachita, fierbem și avem băieți care face așa. În cât timp le faceți? Cât este de lucru cu ele? Un om cine lucrează cam 3-4 bucăți face o zi. Mai mult nu prea. Poate, dar mai mult facem așa cu soția. Soția face fundul și restul. Este profitabilă această meserie? Trăim numai. Trăim în România. Câte reușiți să vindeți pe lună? Pe lună? Pe luna asta facem un pic mai mult, dar tot anul, toată iarna ce am făcut, acum trebuie să vindem. Deci crezi vânzările înainte de Paște. Da, acum 3-400 de lei dacă fac, mulțumesc de Dumnezeu. În ceea ce privește prețurile, acestea sunt accesibile pentru toată lumea. Cel mai ieftin coș pornește de la 30 de lei, iar costurile diferă în funcție de mărime și model. Prețuri, după, înțelegem cu oameni, n-avem ce facem. Avem preț de început și de acolo înțelegem cum. Și la cât încep? De la 40 și la 30. Aveți mai multe dimensiuni, mai multe modele? Da, avem mai multe modele. Pe lângă coșurile de Paște mai sunt cereri și pentru modele mai mici, care sunt folosite pentru diverse aranjamente.